Unimedia. Tu scrii știrile. Ce părere ai despre dragobeți? Sărbătorești dragobetele? Păi sigur, sunt un adept al și respect tradițiile românilor și de aceea respect această sărbătoare și o sărbătoresc cu toată organizația Partidului Liberal. Este pentru prima dată? Nu, este al doilea an deja de când promovăm aceste valori, această sărbătoare. Am trecut la un nivel mai mic, am promovat-o, dar aprobat-o prin materiale pleante și doar așa. Nu prea. Nu, de ce? Tot să sărbătoresc 14 februarie, dar nu știu că azi e sărbătoare. Și dragobete. Știam de tot să ajungi mai de mult. Și începând de anul viitor o să o sărbătorești? Sigur că dacă să așa ai puține. Dar și acum, prima dată văd așa ceva cum și s-a organizat și asta e foarte bine. Mai mult vă știi că dragobetele e sărbătoarea noastră și nu Valentin și Valentina, care e sărbătoare împrumutată. Tot sărbătoare, tot sărbătoarea Partidului Liberal, 1 decembrie. La 1 decembrie, când am văzut prima dată, cred că am știut pentru faptul că am venit la partid, Dumnezeu mi-a dat un cadou. Și lupt pentru o cauză în acest partid și pentru asta l-am primit pe el. Și de 3 luni suntem împreună și ne iubim partidul. Te-ai prezentat? Da, mă numesc Cotian Mihail. Sunt Drăgălina.